Au crezut că dau lovitura dacă în locul unor bijuterii din aur reale amanetează unele false, însă au fost prinși. Este vorba despre doi bărbați din județul Dolj care au amanetat câteva bijuterii suflate în aur la două puncte de lucru ale unei case de amanete din Deva. Astfel, în doar câteva minute, cei doi au produs o pagubă de peste 17.000 de lei. În prezent, unul dintre ei a fost arestat preventiv, iar celălalt este cercetat în libertate. Un bărbat de 30 de ani din Dolj a intrat într-o casă de amanete din Deva pentru a amaneta o brățară și un lanț din aur. În realitate însă, cele două bijuterii erau doar suflate cu un strat gros din aur. Și pentru că a ținut figura, și-a mai încercat încă o dată norocul cu un lanț asemănător. Pentru cele trei piese, bărbatul a obținut peste 11.000 de lei. Omul nu s-a lăsat cu una, cu două și și-a mai încercat norocul la al doilea punct de lucru al casei de amanet, unde a solicitat amanetarea unei brățări și a unui lanț. Însă, de data aceasta, angajatul a refuzat să încheie contractul, observând că bijuteriile sunt false. La scurt timp, la primul punct de lucru al casei de amanet s-a prezentat un alt bărbat în vârstă de 34 de ani care a amanetat o brățară și un lanț de asemenea false, pentru care a obținut peste 6.400 de lei. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Deva au reușit să identifice pe cei doi bărbați prezumtivi autori ai acestei fapte de înșelăciune. Vorbim despre un bărbat în vârstă de 30 de ani care a fost și reținut preventiv și condus la sediul poliției pentru cercetări și un alt bărbat în vârstă de 34 de ani, ambii fiind cercetați în vederea stabilirii întregii activități infracționale, dar și a recuperării prejudiciului de peste 17.000 de lei.